Până pe 6 septembrie, Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung pune la dispoziția publicului vizitator o expoziție de carte dedicată sărbătorii limbii române. Vizitatorii se pot familiariza cu istoria scrisului românesc începând de la scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung, trecând prin începuturile literaturii vechi, moderne, postbelice și antebelice. Printre exponate se află și cărțile importante ale literaturii române, atât beletristică cât și teorie literară. În perioada 30 august-6 septembrie, expoziția de publicații din cadrul Bibliotecii Municipale Câmpulung este dedicată Zilei Limbii Române din data de 31 august. Limba română, sărbătoarea acestei limbi naționale, a fost decretată de către Guvernul României din anul 2011 ca fiind date de 31 august. Astfel, 166 de parlamentari din toate grupurile politice au inițiat o lege pentru a declara sărbătoare națională ziua limbii române din anul 2011. Propunerea legislativă a fost ratificată în anul 2013 și apoi a fost promulgată de către președintele României în același an. Ziua limbii române este sărbătorită de asemenea și în Republica Moldova prin manifestări culturale, activității științifice și evenimente uh, cultural-artistice. Expoziția din cadrul Bibliotecii Dedicată Zilei Limbii Române cuprinde uh, publicații legate de istoria limbii literare române, istoria literaturii române, uh, principale scriitori români, precum Ion Creangă, Luceaforul Poeziei Mi uh, Românești Mihai Eminescu și scritorii clasici, precum uh, Ioana Gârbiceanu. Alexandru Bedeescu Voine și de asemenea o serie de uh, lucrări de critică literară referitoare la limba română. La câmpul lung ne putem mândri cu una dintre cele mai vechi tiparnițe din Țara Românească, cu primul text scris în limba română păstrat până astăzi, dar și cu opere importante atât literare, monografice, istorice, cât și științifice.